Astăzi suntem aici într-un proiect de informare și educație antidrog în județul Neamț, un proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț, pe care Asociația Agvila, care este o asociație pentru combaterea consumului de droguri și a violenței în familie, vi-l prezintă și în cadrul acestui proiect noi astăzi aici facem schimb de experiență între două școli. Liceul Carol I Bicaz și școala gimnazială numărul 1 din Bicaz. Eu sunt președinta Asociației Agvila și mă numesc Veronica Ropotică, sunt specialist pe probleme sociale. Aici este Barna Constantin Cătălin, care este manager de proiect, un economist și un voluntar. Și eu sunt voluntar, să știți. Mai avem în rândul nostru un invitat din Italia, care este domnul Vincenzo Albano, un voluntar internațional UDICOM Italia și UDICOM înseamnă protecția consumatorilor, în cuvânt mai redus, care o să vă spună și el câteva cuvinte. Este invitatul Asociației Agvila, este un colaborator, fiind un voluntar internațional ca și mie. Și restul aveți pe profesorii dumneavoastră pe care îi cunoașteți, pe doamna Petroaie, pe doamna psiholog Mariana Cenușe, pe doamna profesor Leahu, pe domnul profesor Balmoș, pe care îi cunoașteți aici. Astăzi am să vă prezint și această broșură pe care noi, Asociația Agvila, am editat-o pentru voi. Când s-a terminat seminarul, când s-a terminat întâlnirea de astăzi, am să vă rog să treceți să vă luați broșuri, că pliantele le-ați avut și cu chestionarele. În cadrul acestui proiect, rugămintea mea care este? La chestionare să răspundeți foarte sincer, pentru că ați văzut, sunt anonime. Noi nu vrem decât să vă ajutăm să facem informare și educație antidrog și să comunicăm cu voi. Iar schimbul de experiență între cele două școli, voi, din experiența voastră, trebuie să ne spuneți și trebuie să discutăm, că sunt, astăzi nu mai este o rușine să spui, ăla se droghează, ăla nu se droghează. Să vedem care sunt problemele, de ce se droghează colegii voștri sau chiar unii dintre voi, cu ce putem să vă ajutăm noi. Deja în chestionare sunt niște întrebări foarte simple și să scrieți ce trebuie să facem noi. Avem și un PowerPoint să vă prezentăm proiectul, dar nu o să mai vorbesc despre el pentru că deja timpul este scurt. O să foarte puțin vedeți, obiectivul proiectului este prevenirea consumului de droguri și a violenței consumate de acest consum. Este promovarea în rândul populației și a tinerilor, scopul cel mai important, a campaniilor antidrog cu scopul de a vă informa și a vă educa cu, în privința pericolului la care vă expuneți când consumați droguri. Grupul țintă sunt 180 de tineri din tot județul, părinții, cadrele didactice și toate persoanele dependente de droguri. În cazul activităților, aveți aici o colegă care a participat în activitățile proiectului artă, o tabără de artă cu mesaje antidrog și schimbul de experiență astăzi este. Săptămâna care vine, vineri 5, vom avea un marș antidrog în Piatra Neamț, unde vă invităm să participați. Eu aș vrea să, ca dintre voi, de la Liceul Carol I din Bicaz, să ne spuneți dacă aveți colegi sau ați văzut să dacă aveți probleme cu consumatori de droguri în rândul colegilor voștri. Este careva care să vorbească? Deci fără, nu trebuie să dați nume. Sau ce credeți voi vis-a-vis de consumul de droguri? Este cineva să vorbească? Nu?
Sunteți timizi? Da, uitați. Eu cred despre consumul de droguri că este ceva foarte odios. Bravo. De ce? Pentru că, în primul rând, ne distrugem sănătatea drogându-ne. În al doilea rând, ne pierdem banii. Bravo. Tot pe droguri. Și în al treilea rând, este urât. Bravo. Deci, o, bravo ție, felicitări. Ai atins o problemă foarte importantă. Vă pierdeți banii, dar pe lângă bani vă pierdeți sănătatea și viitorul. Dacă o să vedeți în pliantele astea, sunt desene antidrog cu mesaje antidrog toate, făcute de tineri ca voi în cadrul acestui proiect. Și aveți niște mesaje foarte importante. Să știți că orice leu, orice bănuț cheltuit de voi pe droguri, nu faceți decât să vă îmbolnăviți și să alimentați mafiile naționale și internaționale și terorismul internațional. Și nu cred că asta vă doriți. Și eu am o rugăminte la voi, când vedeți că aveți, când vedeți minori pe lângă cei care se droghează, care vor și ei, duceți-vă și luați-i de mânuță, trageți-i deoparte și spuneți-i că ăla nu este viitorul lor și că ceea ce fac nu fac bine. Mai vrea cineva să-și mai spune părerea lui, tot de la liceul Carol I Bicaz, după aceea întrebăm pe cei de la școala Mărceni. Spune, cum te numești? Numai nume nimic mă interesează. Ion. Ion, da? Ionuț. Elev la Carol. Clasa noua a liceul Carol I și am abia 2 săptămâni când am venit în acest liceu. Și din întreaga experiență care am acumulat-o, nu am întâlnit încă nicio persoană și sper că nu o să întâlnesc care se droghează. Părerea mea despre droguri este că drogurile ne acaparează fizic și mental, distrugându-ne din interior și chiar și în exterior, scoțându-ne din... anturajul pozitiv și adăugându-ne la un anturaj mai sumbru, mai rău. Cam atât. Da, felicitări! Acum, de la școala Mărceni, de la școala numărul 1, gimnaziul numărul 1 Mărceni, scuzați-mă că eu confund uneori, eu vorbesc italiană și mai confund vechii termeni cu cei actuali. De la școala gimnaziană Mărceni, este cineva care poate să ne spună ceva legat de dacă aveți consumatori de droguri în rândul colegilor, dacă ați văzut în rândul amicilor, în rândul... și care este punctul vostru de vedere referitor la aceste probleme grave, care astăzi o știm toată lumea, nu este rușine, vă confruntați cu ele. Pentru că știm foarte bine, noi cei de la asociația asta, că dealerii, deci vânzătorii de droguri, dau tăcoale, în primul rând, școlilor. Și vouă, a tinerilor, care de multe ori cedați la invitația, să zic, a, așa ziselor prieteni, de bine. Vorbește careva dintre voi de la școală? Da. Deci, cum te numești? Mă numesc Madalina, sunt clasa 7-a. Eu, în personal, n-am văzut persoane consumând droguri și nici nu-mi doresc, dar părerea mea este că dacă avem vreo problemă cu mine sau și în viața noastră, să nu apelăm la droguri, pentru că nu este o soluție. Bravo. Foarte bine. Ce ai face dacă ai vedea un coleg de-al tău că să începe să drogează? Ai încercat să determine să renunțe? Da, cu siguranță l-aș încerca să se oprească din acest lucru, pentru că i-aș explica cum este de loc bine ce face. Da. O să vedeți în această broșură pe care o să o luați la plecare, inclusiv în pliantele pe care le
le aveți, că sunt foarte multe informații importante referitor la ravagiile pe care le fac drogurile în organismul și în sănătatea dumneavoastră. Sunteți toți atât de frumoși, sunteți niște copii, niște tineri, nu mai sunteți copii, acum minunați, și este păcat să vă drogați ca să visați. Mai bine visați și munciți cum puteți ca să vă atingeți scopul celor. Pentru că orice vis al vostru, dacă îl doriți cu adevărat, se va realiza. Și poate o să ne întâlnim după ani și ani și o să-mi spuneți, ați avut dreptate. Deci orice vis pe care îl aveți și îl doriți cu adevărat, și dacă faceți în fiecare zi, acum e perioada când trebuie să învățați ceva pentru el, veți ajunge și îl veți realiza. Cine de la Mărceni, cine de la pagina ziară Mărceni, ori unul, cine de la Sfânt, ceva? Voi băieții din spate sunteți... Hai! Dar nimic, dar important să sunteți de la cine de la școala gimnazială numărul 1, Mărceni, să ne spun, cine de la Carlos, să ne spun, vreo fac parte din. Tu vrei să spui ceva? Nimic? Să-mi spune careva din voi dacă a văzut colegi drogându-se. Sau tine, sau prin parcă, sau pe petrece. Ați văzut? Aveți aceste experiențe? Înseamnă că sunteți niște școli curate și fără probleme. Și asta felicitări vouă. Sfatul meu este că atunci când vedeți colegi de-a voștri care vor să se drogheze în baie, în recreație, duceți-vă lângă ei și rugați-i să renunțe, pentru că este cel mai important acest lucru. Să nu se apuce, pentru că sunt droguri foarte periculoase. Nu știu dacă ați fost informați, mai este un drog mai nou acum, care se cheamă zombie. Când l-ai luat, ai rămas zombie, paralizat. Deci toate acestea sunt droguri cu puteri, pentru că sunt droguri de laborator, ca și etnobotanicile, și sunt foarte periculoase pentru organism. De-aia, stați departe de ele și chiar și pe frații voștri, dacă aveți în familie, informații pe toți, o să vedeți din broșură, din aceste pliante pe care că au fost distribuite, trei tipuri de pliante cu informații diverse, o să vedeți, aveți informații acolo pe care voi vă rog să le dați chiar și părinților voștri, pentru că acolo sunt și sfaturi pentru părinți, să le dați și părinților voștri ca să le citească, că e foarte important ca familia să fie unită și să comunicați cu părinții voștri. Și orice problemă aveți, să o discutați și să încercați împreună să găsiți o soluție. Vreau să ne mai spuneți ceva tânărul de la Octavian, de la liceul Carol I. Spune, Octavian. Sus, ca să te vadă lumea. Eu, în general, am auzit mai rar cazuri despre droguri, dar am auzit actualmente despre drogul zombie. Da. Am auzit că a fost folosit într-o școală din Ardeal de acolo. Da. Deci mi se pare ceva urât, groaznic. Deci mulți tineri nu-și dau seama că fac niște experiențe urâte cu substanțe periculoase pe organismul lor. Odată băgată în organism substanța periculoasă, este foarte greu să scap de ea, pentru că sunt aceste noi droguri care dau dependență imediat. Și am auzit despre un cântăreț britanic, George Michael, că lua ecstasy, cocaină, LSD. Toți, uite, vezi că știu și cine, marihuana, de tot. Deci, nu luați exemplele lor. Deci luați... Ai văzut? Ce ai văzut? Te-a spus. Ce m-a trebuit să aruncat pe jos. Așa ca un câine. Unde ai văzut asta? Când am fost la mare. Ia, te rog frumos, ridică-te sus și spune cine. Stai că e foarte frumoasă experiența asta pe care tu ai văzut-o. Te rog, ai curaj, dai. Este o chestie minunată. Și așa comunici colegilor tăi ca să
Este un schimb de experiență, deci tu trebuie să spui această experiență ta. Spunea de 17 ani care fuma ale sau părinții. Era tot din Ardeal și a luat la el un pliculeț. Cu praful sau cu ce? Fumat. Da, ce-a făcut de ce l-a fumat? A tras două fumuri. Vorbește mai tare, a tras două fumuri și... M-a ținut în piept. Da? S-o arunca pe jos, făceam ca un câine. I-a dat cineva un pahar cu apă și când l-a luat, l-a scăpat pe jos, nu putea să ține nimic în mână. Până la urmă l-a dus la spital și a plătit amendă de 12 milioane. Da. Pentru că ce se întâmplă? Te pedepsește, legea te pedepsește și când consum droguri. Și probabil el în acea țigară a băgat praful. Eu găsit plicul. Mai avea, da, da. Praful cu, exact, praful cu etnobotanice. Cum te numești? Luca. Luca. De la școala? Gimnazială numărul 1. La școala gimnazială numărul 1 din Bicaz. Deci, ce v-a povestit este adevărat. Dacă vedeți, cine are Facebook, vă rog să intrați pe... site, pe Facebook și să vedeți la Ropotică Veronica, care sunt eu. Am publicat două filmulețe pe care vreau să vi le aduc și astăzi aici să vi le dau, dar timpul nu ne permite, că nu vreau nici să vă plictisim prea mult. O să vizionați acele filmulețe, la fel ce spunea colegul vostru, Luca, să vedeți ce se întâmplă după ce tinerii consumă droguri. Deci devin neoameni. Stați departe de droguri. Și orice problemă aveți, aveți și un număr de telefon aici, chemați-mă. Vorbiți cu mine dacă nu aveți cu cine vorbi. Dar mai ales, unde aveți probleme, ceriți ajutorul familiei și dați pliantele. Mai sunt și acolo, duceți acasă și dați-le și la părinți să citească, că este important ca părinții să-și dea seama și să vă sprijine în orice cerere de ajutor aveți dumneavoastră. Eu aș ruga pe doamna profesor Cenușă să vă spună și ea câteva cuvinte referitor la beneficiile informării și educația antidrog în județul Neamț, pe care noi încercăm cu toții să o facem an de an. Bună ziua, dragii noștri, și mulțumim astăzi pentru participare. Noi ne știm, dar mai spun o dată, numele meu este Manuela Cenușă, sunt profesor psiholog în cadrul liceului Carol I Bicaz și la școala gimnazială numărul 1 Bicaz. În activitatea mea de cabinet m-am confruntat de-a lungul timpului cu aspectul acesta, da, cu sprijinul pentru persoanele care au trecut prin această experiență a consumului de substanțe. Și mesajul meu ar fi unul scurt. Este foarte important ca voi să aveți o foarte bună comunicare cu părinții, cu familia voastră, mai ales în această perioadă a adolescenței, când sunteți influențați și de anturajul, de grupul de prieteni pe care vi-l alegeți. De aceea este important ca să le spuneți părinților, da? Atunci când în grupul vostru observați o influență de acest fel. E important să vă alegeți prietenii cu grijă și iarăși să comunicați cu domnii profesori, cu domnii diriginți, da? Chiar și cu psihologul școlar, atunci când vedeți, da? Sau sunteți martorii unei astfel de experiență a consumului de droguri, tutun, alcool și alte substanțe. Pe de altă parte, vă îndrum să aveți și alte activități în această perioadă, da? Mult mai benefice, și anume să practicați un sport, da? Poate de performanță chiar, să mergeți către activitățile muzicale și artistice. Avem foarte multe activități în această perioadă la care puteți fi părtași, la care puteți participa și mult mai benefice decât să faceți parte dintr-un grup, dintr-un anturaj care să vă propună consumul de substanțe în general.
Acum, întrebarea mea e cum faceți față? Poate îmi răspunde cineva. Cum facem față atunci când suntem provocați în anturajul nostru? Să încercăm, da, anumite experiențe de acest gen. Și poate ați fost provocați de-a lungul timpului. Îmi spune cineva, acum întreb și eu, îmi spune cineva dintre voi cum facem față atunci când suntem invitați să consumăm, suntem provocați. Poate e o petrecere chiar. Poate un prieten foarte bun care insistă. Poftim. Prima dată, dacă vrem să nu facem acest lucru, îl refuzăm politicos. Da. Și dacă persistă, dacă îl învățăm. Măi, nu e bine să facem acest lucru. Da. Apoi, dacă nu se ține de ce l-am învățat, rupem prietenia cu el. Sigur. Un adevărat prieten nu ne-ar sfătui, nu ne-ar îndruma pe acest drum. E foarte bine. Aici e foarte important, da, dacă vorbim tot din punct de vedere psihologic, de stima noastră de sine, de încrederea noastră de sine. Un copil, un tânăr, un adolescent care are o imagine de sine foarte bună, o stimă de sine ridicată, nu va cădea victimă, da, într-un anturaj consumului de substanțe, oricare ar fi ele. Și nici altor tentații care să-l ducă spre comportamente nocive în viața lui. Sfatul meu este, pe scurt, să apelați, să comunicați cu noi, dar și acasă, cu familia, cu părinții, și să prevenim. Cel mai bun aspect este prevenirea, ceea ce ne-am propus și astăzi prin această activitate și noi mulțumim partenerilor noștri și Asociației Agvila, cu care desfășurăm de ani de zile aceste activități. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Mulțumim din suflet, doamne. Invitația voastră, în primul rând, și este o persoană pe care eu o stimez și o admir, pentru că de ani de zile știu că face cu drag acest lucru și cu dăruire și este foarte important. Și am văzut că permanent are o relație extraordinară cu elevii care au trecut prin mâini, să zicem așa. A spus o chestie foarte importantă. Cine vă invită să consumați droguri, să știți că nu vă este prieten. În momentul ăla trebuie să fiți conștienți și să rupeți relația. Și eventual chiar să discutați cu dânsa, cu doamna profesor, frumușă, sau cu cineva din alt profesor, sau cu familia. Pentru că dacă v-a invitat pe voi, v-a invită și pe alții și s-ar putea ca unul să fie slab de fire. Deci cei care sunt slabi, să țineți minte că v-ați spus acest lucru, vi-l repet eu cu cuvinte un pic mai dure, că eu sunt un pic mai directă. Deci numai cei care sunt slabi cedează și se apucă de drogat. Fiți mândri de voi, fiți puternici ca să puteți să înfruntați toate problemele, că viața nu este ușoară pentru nimeni. Fiecare vârstă are problemele ei. Ca să puteți să înfruntați problemele și să rămâneți oameni cu demnitate și cu coloană vertebrală. Spunea cineva că a văzut diversi actori care se drogează. Da, sunt foarte mulți. De ce? Pentru că sunt slabi. Nu știu ce să mai găsească ca să-și ocupe timpul. Voi, ca să vă ocupați timpul, aveți și cliente, găsiți alternative, hobby-uri. Faceți voluntariat, faceți ce credeți că este mai folositor și mai plăcut pentru voi. Trebuie să faceți lucruri plăcute. O să vedeți că în aceste priante sunt și niște desene făcute de colegii voștri, chiar și în broșură, cu mesaje antidrog. Citiți-le, sunt mesaje și desene făcute cu suflet. Chiar una din colegele voastre, Lavinia Scurtu, care a participat la tabăra de creație, a făcut un desen în care arată foarte bine ce se întâmplă cu creierul dacă îl droghezi. Și Lavinia, vină cu desenul aici lângă mine și te rog să-l mai arăți încă o dată. Mesajul l-am văzut foarte important
pentru voi. Deci, desenați, faceți ceva. Nu vă începeți, să știți că și alcoolul este un drog. Și dacă ați văzut cine sunt de la sate, durerea cea mai mare este când vezi și mamele cu copii mici în crâșmă care se îmbată, eu am văzut, am și filmat, am și cauzat, și după aia merg în patru labe și nu-și pot aduna copiii. Din cetățenii din sat și o ajută, care este foarte... Sunt sate unde părinții, din cauza alcoolului, certuri și violențe în familie, pe care influențează negativ creșterea copiilor. Aș ruga pe domnul profesor Ionuț Balmă, da? Să ne spună și dânsul două cuvinte, dacă poate. Bună ziua, numele meu este Balmă Ionuț, sunt profesor de religie la școala gimnazială Lumea Picas. Chiar mă bucur că iau parte și eu la această întâlnire, la această bună inițiativă, în care, iată, se ia în discuții una dintre cele mai grave probleme a societății actuale, una dintre cele mai mari tentații, care până la urmă eu sincer nu o văd, bineînțeles că nu este nimic de câștigat, dar nici nimic tentant până la urmă. Drogul în sine nu văd de cine ar tenta, ci văd o echivalare egal sinucidere. O sinucidere lentă și știm cu toții că pentru faptul că avem de la Dumnezeu acest dar prețios, viața, sănătatea, avem toate cele necesare pentru a deveni oameni mari, pentru a fi pe deplin fericiți în această viață. Iată, drogul ce face, ne sinucide lent. Adică alegem moartea, într-un cuvânt, ca să fim mai radicali, mai fermi. Când am ales să ne drogăm, am ales, de fapt, să murim lent. Chiar aseară am urmărit și eu un interviu cu un artist și la fel exemplifica și detalia cum un prieten al lui, din curiozitate, la început s-a drogat cu un drog mai puțin puternic, până a ajuns la heroină. Heroina, ci că ar fi un drog de care nu mai poți să scapi și care sigur te duce la moarte, o moarte grea, cumplită, și iată, pierdem și sufletul. Fiind profesor de religie, trebuie să amintesc și despre acest lucru, pentru că noi suntem persoane duale, care suntem alcătuiți, constituiți din trup și suflet. Trupul ca trupul, dar iată, sufletul care este veșnic, clar îl pierdem, deoarece am ales să ne sinucidem și să nu fim în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl găsim, iată, în biserică și nu numai. Un alt aspect important ar fi suferința celor din jurul nostru. Noi putem să facem alegeri și până la urmă putem motiva chestii viața noastră și facem ce vrem cu ea, dar trebuie să ne gândim că datorită acestor alegeri care, dacă le facem în acest mod greșit, vor suferi cei din jurul nostru, în primul rând familia, părinții, cei care ne iubesc cel mai mult, frații, rudele și așa mai departe, și de fapt îi vom omorâ și pe ei încetul cu încetul, fără să ne dăm seama, fără a fi într-un mod direct sau voit, dar sunt victime colaterale, pentru că noi, dacă vom cădea în astfel de capcane de plase, iată, vor suferi alături de noi și s-ar putea să mai fie și ei pe lângă noi victime. Deci, alegeți viața, alegeți să trăiți acele vise, încercați să le trăiți cu adevărat, să devină realitate,
pentru că vă va ajuta Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic, ne spune Hristos. Mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Balmoș Șunuț pentru că a atins, așa și-a vorbit ca un tată, ca un atins niște argumente foarte importante și a spus lucrurile pe nume. Deci drogurile înseamnă de fapt moarte, că în final acolo te duce. Și cred că știți, aveți foarte multe exemple de persoane, chiar persoane foarte importante la nivel mondial, actori, cântăreți, chiar și fata lui Albano, din cauza asta au murit, s-au drogat. Eu l-aș invita pe invitatul nostru voluntar internațional, pe domnul Vincenzo Albano, să ne spună și el două cuvinte privind punctul lui ca tânăr italian, privind consumul de droguri și părerea lui vis-a-vis de această plagă mondială. Signor Vincenzo, vieni qua, da. Stai qua, che stai meglio, stai qua. Bună ziua. Da, consumul... Allora, vă spun atât, el nu vorbește puțin românește, pentru că este în România ca voluntar de... ianuarie. Din ianuarie. Și unde vorbește italiană, am să vă traduc eu. Da? Da. Da, consumul de droguri nu vă ajută în niciun fel. Nu pot să fiu fericit. Nu... Viața poate fi mai frumoasă fără droguri. Și a zis Octavian, pierdeți bani. O să călătoriți, să vizitați țări necunoscute. Mai degrabă decât... Mai bine decât să, da, consumați droguri. Mai bine droguri. Decât să consumați droguri. Și să cheltuiți, da, banii pe să droguri. Să faceți sport. Alte activități. Da. Nu... Adică sănătatea e foarte importantă. Pentru că... nu va rezolva nicio problemă. Drog. Nu va rezolva problema. Poi dire in italiano che poi traduci. Sì. Qualcosa. Questo. Di pensare sempre con la loro destra. Ah, ha spus să vă gândiți, da, vorbește. Spune. Nu știu. Să vă gândiți tot timpul cu creierul vostru, de pensare sempre con la vostra testa. Asta înseamnă tot timpul să gândiți cu creierul vostru și să nu vă lăsați influențați. Este foarte important acest mesaj. Da. Și este valabil, voi dire un'altra cosa în italiano, dirlo forte in italiano che lo traduco. No, ok. Ok? Come ha detto il professore, di scegliere di vivere la vita. Deci, așa cum a spus și domnul profesor, el vă îndeamnă și vă transmite acest mesaj să alegeți viața și nu moartea, să nu vă drogați, că drogul înseamnă moarte. Grazie, Vincenzo, mulțumesc! Deci... Aș dori să-i adresez o întrebare lui senior Albano. Spune, bravo, spun eu. Senior Albano. Spune, după părerea dumneavoastră, drogul este adevărat că nu ajută? Da, cred că da. Vă mulțumesc foarte frumos. Muchas, muchas ringraziamientos. Cine din voi mai dorește, în urma discuțiilor care au fost, s-au făcut, s-au prezentat, cine mai dorește să-și mai spune părerea, punctul de vedere, experiența trăită
să ne povestească ceva. Cine? Voi? Cine? De acolo? Tu? Cochelarii? Fetița? Da? Vrei să spui ceva? Hai să-ți dau microfonul. Hai că ți-l țin. În opinia mea, dacă consumi droguri, plătești banca să te îmbolnăvești atât fizic cât și psihic. Bravo, așa este. Da. Și ai o mare dreptate și ești un timp. Da. Mai vrea cineva să spună ceva? Hai, de scurt, nu trebuie să vă fie rușine. Cine mai vrea? Tu? Hai, zic. Cine? Tu? Nu? Cine mai vrea? Timizilor. Nu trebuie să fiți timizi, să fiți curajoși, bravo. Cred că consumul de droguri nu te face deloc important, pentru că unii se cred importanți prin faptul că consumă droguri sau că înjură sau că lucruri de genul acesta. Bravo, așa este. Felicitări. Cum te numești? Ștefania. Ștefania. Felicitări. De la liceul Carol I. Nu, de la școala gimnazială numărul 1. De la școala gimnazială. Ce fată frumoasă. Da. Ai dreptate. Și chiar te rog să ai grijă de colegii tăi când îi vezi că au tendințe proaste. Cine mai vrea să mai spus? Tu. Te rog. Mă numesc Andrei. Sunt de la școala numărul 1 Bicaz și în opinia mea, eu dacă m-aș duce la un om care droghează să-i spun să nu mai facă treaba asta, el mi-ar trage o palmă peste față, n-aș fi luat în serios. De asta avem nevoie și de adulți să raportăm persoanele care se droghează unor adulți sau unor cadre didactice. Care să vină cu noi și împreună să rezolvăm problema. Bravo, să vă duce să determinați să nu mai consume droguri. Bravo. Mă numesc Oana și vreau să-mi exprim părerea, deoarece se zice că dacă te droghezi sau etc. Te integrezi în grupul sau anturaje și de fapt te integrezi doar în grupul celor care își distrug viața și nu au încredere în sine și vor să... Cred că nu își pot permite să viseze la ceea ce își doresc și... Dar de fapt ar trebui să muncim pentru visele alea pe care le avem. Da. Oana, așa este. De la ce școală ești? Școala gimnazială numărul 1 Bicaz. Da. Da, așa. Așa este. Deci... Spun că nu te primesc în grupul lor. Deci ce vă spuneam eu, să fiți tari, să refuzați, pentru că acele grupuri care se droghează nu vă merită. Și dacă voi trebuie să fiți tari, să refuzați și să nu acceptați. Pentru că nu vă interesează acele grupuri. Aveți obiective mai importante în viața voastră, cred, decât să vă drogați. Mai vrea cineva să spune? Vreun domn și tu, bravo, și dacă mai este vreun domn profesor... Mă numesc Vasco Cristina Esteran, sunt de la liceul Carol I Bicaz, clasa 9-a, iar după părerea mea, drogurile sunt foarte odioase, sunt foarte urâte, nu ar trebui să existe în viața unui adolescent. Adolescența este vârsta la care fiecare copil intră în grupuri și anturaje foarte proaste, anturaje în care pot distruge viața copilului în mod fizic și mental, așa cum o fac și drogurile. Am cunoscut un caz, am o prietenă care se droghează, care fumează mai exact și am încercat să-i schimb părerea, dar nu am putut. Orice am făcut, am dus-o într-un caz în care nu am reușit să-i schimb părerea și a rămas să fumeze. Îmi pare foarte rău pentru ea, pentru că este o copilă foarte frumoasă, e deșteaptă. Dar, din păcate, drogul o distruge fizic și psihic. Ce mulțumesc. Fumează în general Dunhill. Deci, țigări normale, da. Care se găsesc pe piață. Da.
Deci un drog legal, cum ar veni. Da. Alcoolul și țigările sunt niște droguri legale. Da. Aici numai tăria ei, puterea ei de caracter, care poate să determine să renunțe. Și dragostea celor din jur, iar tu ești de felicitat. Că cu dragostea ta... Mulțumesc! Vreun drum, profesor? Cine mai vrea să mai spune un cuvânt? Da. Bună ziua și mă bucur să mă aflu astăzi alături de reprezentanții Asociației Aquila, de colegii mei, cadrele didactice și, nu în ultimul rând, de voi, da, cei care ați binevoit să participați la activitate. Și mă bucur să văd că ați spart așa puțin gheața și încercați să vă spuneți părerea, pentru că, să știți, foarte mult contează să luăm atitudine. Important este să comunicăm, să spunem. Doar discutând reușim să găsim soluții, să ajungem la un rezultat bun, da, și într-adevăr să alegem ceea ce este mai potrivit pentru noi și pentru sănătatea noastră. Eu sunt sigură că voi știți foarte multe despre droguri, atât despre cele legale, cât și despre cele ce nu sunt legale. Este bine că vă informați și tot ce vreau eu să vă sfătuiesc este să luptați, să vă păstrați sănătoși, da, pentru că o minte sănătoasă este într-un corp sănătos și știm prea bine că avem nevoie și de trup și de minte, da, de suflet, ca să putem să facem față tuturor necazurilor din viață. Să știți că drogurile nu sunt o soluție, chiar dacă așa pare. Dacă în anumite momente trăim cu impresia greșită că am găsit soluția într-o țigară, într-un drog, într-un pahar de alcool, este doar o iluzie, pentru că revenind permanent în realitate, vom simți nevoia, da, ca să consumăm drogurile respective și dependența este cea care, într-adevăr, ne duce spre final, spre prăpăd, da? Spre a ne îmbolnăvi și chiar, ferească Dumnezeu, spre a muri. De aceea trebuie să știm că întotdeauna sunt soluții la îndemâna noastră mult mai bune, mai potrivite, mai sănătoase și cât de greu ne-ar fi, indiferent în orice moment în viață, trebuie să luptăm și să găsim, da, tăria în prietenii noștri, în apropiați, în oamenii care sunt lângă noi. Eu vă doresc să trăiți sănătos, să influențați în mod sănătos și pe ceilalți, da? Și să găsiți, să alegeți cele mai bune soluții la tot ce vă apare în viață. Și vă felicit că ați venit la activitate astăzi. Vă mulțumesc frumos! Tuturor celor care au... De când sunteți în branșă? Deci... În branșă ca voluntar, dacă asta ai vrut să mă întreb, pe combaterea consumului de droguri și a violenței în familie, fac voluntariat de 11 ani de zile. Deci eu sunt cetățean italian, cu dublă cetățenie, deci de origine română, vin cu drag și fac voluntariat aici, special pentru voi. Deci aceste proiecte pe care sunt muncite, noi cei de la Asociația Aquila, toată echipa care avem voluntari, câțiva care sunt permanenți, de 11 ani facem această informare și educație antidrog. Și am să-ți mai spun încă ceva. Deci noi facem de acum, din 2008, unde spunem și ne ducem în școli, unde victimele cele mai inocente ale drogurilor sunt minorii. Odată erau clasa 5-a, deci care aveau 12 ani, 5 cu 7, 12 ani. Acum au scăzut la 10 ani. Iar comunitatea europeană, vreau să vă spun că de acum 4-5 ani a început să se alarmeze și ea, și este un site pe droguri al comunității europene, unde au început și ei să alarmeze că în școli victime inocente sunt minorii ale vânzătorilor de droguri. Deci noi facem o muncă. Am anticipat vremurile, pentru că mie mi-s dragi tinerii, sunt mamă, sunt bunică și sănătatea voastră este cea mai prețioasă, să știți.
Și atunci cineva trebuie să facă ceva. Și eu fac această muncă de voluntariat, unde încerc să comunic cu voi, să vă informez și să vă facem să nu cedați tentațiilor de a consuma droguri. Mai vrea cineva să mai spună ceva? Deci, tu. Consumul de droguri poate apărea și în urma unor depresii. Deci, depresii. Sunt foarte multe cazuri în care copiii ajung într-o depresie și în urma acestora ajung să se drogheze, să se distruge psihic și, mental. Și am cunoscut cazuri. Spune, un caz. Un caz. Și cu ce se droga? A luat din farmacie sau ce... Nu, am cunoscut un caz. Am fost undeva în vacanță la o prietenă și când am fost cu ea la magazin, am văzut un băiat de 18-19 ani care avea o grămadă de pilcuițe la el. Și știu că în momentul în care noi am trecut pe lângă el, ne-a îngheiat și pe noi. A, deci el era un vânzător de droguri? Într-un fel, da. Dar noi am... Mai multe și v-a îngheiat, e clar. Noi am refuzat politicos și m-am gândit că am zis prietenii mele, am zis că sper să nu te prind niciodată făcând acest lucru, să cumperi droguri, să nu ne gândim să facem acest lucru pentru că este foarte rău pentru noi. Și acum când m-am întâlnit cu prietena mea, ne-am regăsit din nou, și da, m-am revăzut și din câte am înțeles, ea a început să se drogheze. Da. Pentru mine a însemnat un lucru foarte supărător, pentru că am zis că atunci când o să ne vedem, sper să nu fie așa. Și uite ce s-a întâmplat. Da. Deci... Mai spuneți o dată numele? Dascăl Cristina Estera, sunt de la clasa 9-a. Cristina? Da. Cristina, mărturia ta este foarte bună, deci iubești oamenii, iubești colegii, iubești prietenii și într-adevăr când îi vezi că se droghează, îi doare sufletul. Și te doare sufletul pe tine și pe cei într-adevăr care îi iubesc. Eu vreau să vă spun că primesc, întrucât noi avem și un site, Aquila, pe care acum nu o să puteți accesa din cauza că este în lucru, că îl refacem, tot în cadrul acestui proiect, pe www.consuliere-antidrog.ro, unde sunt și numerele de telefon ale noastre, celor din Asociația Aquila, la care ne puteți contacta. Deci, cam după 15 octombrie o să fie gata site-ul. Primesc foarte multe telefoane. Ce spunea Cristina, mă sună și studenți, și elevi, și părinți, și familii, și din Constanța, și din București, și din Iași, și din Vaslui, și din toată țara, unde ne roagă să-i ajutăm. Să țineți minte ce vă spun, că noi putem să vă ajutăm cu informare, cu comunicare, cu sfaturi, cu ce trebuie să faceți în cazul când vedeți unul din voi drogat sau vreți să-l ajutați, deci imediat chemați salvarea dacă este rău, iar familia, cei care vor să scape de... să nu ajungeți toxicodependenți, nu vă apucați, cei care consumă trebuie neapărat lua legătura cu medicul de familie care vă va îndruma ce trebuie să faceți pentru dezintoxicare. Dar să țineți cont că România nu are structuri, nu a fost pregătită pentru această plagă și deci cel mai bine este să nu consumați droguri. Vă mulțumim pentru participare, a fost o onoare să fim cu voi astăzi.